Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi suntem pe 30 iulie și nu facem mare lucru, dar trebuie să verific această colonie ca să văd ce rezultate avem în caz că am eliberat cuibul. Și ce este cel mai important, aceasta este o colonie care adică unde matca a fost izolată total. După ce a început să ponteze, a pontat frumos, a tot pontat și să vă arăt cum arată acum la imediat început de august, acum suntem pe 30 iulie, așa că o să fie interesant. Și pentru mine este interesant să văd cam ce conține. Iată, avem albinuțe. Ele au stat jos pe rame. Iată, avem până în spate. Să spunem că ocupă 13 rame de albine, da? Acesta este cam astfel stau coloniile în momentul de față la mine. 12 rame, 13 rame. Am care sunt și mai bine. O să vă arăt mai încolo, odată ce înaintăm în timp, să zicem așa. Aici avem niște rame care le-am dat la centrifugă, le-am eliberat și dacă undeva acum găsesc un blocaj, această ramă o să vină acolo în interior, da? Să vedem ce găsim. În mod normal, aceste colonii s-au cam descurcat. Fiind primul an în care am făcut izolare totală, m-a surprins faptul că albina n-a scăzut, n-a intrat nici în frigurile roitului. Asta zic acum când au fost izolate, că în momentul de față arată bine. Am reușit să fac și un tratament pentru ele. Surprinzător a fost că nu prea am avut păduchi. Iată, aceasta este o primă ramă cu mâncare, a 13-a ramă. Și ce mă surprinde, avem și câteva larve aici. Hai să focalizăm aici un pic. În partea aceasta de jos ar fi niște larve, nu multe, dar sunt. Așa, acum ce mă interesează pe mine e dacă totul arată bine, că vedeți, miere este. La 13 rame, acum dacă găsiți o coroniță de miere, să spunem, oricât să fie ea de groasă, trebuie să conștientizați că 13 rame rămâne jumătate pentru cuibul de iernare. Dacă strângeți corespunzător, eu am acest obicei să strâng foarte bine cuiburile. Am văzut că iernează foarte bine, așa că așa am procedat. Foarte ușor. Iată, și aici avem plin de larve. Aceasta este o ramă mai bolnavă, așa, adică nu-i chiar cea mai indicată ramă. Și aici avem celulele trântor, da? O să o scoatem noi afară.
nu acum, ci la iarnă. Și aici avem frumos totul larvat, care reușesc să... Deci aici avem totul cu larve. Și ouă. Foarte frumos. Avem și miere, iată aici. Bun. Să vedem cum putem organiza cuibul ca aceste rame cu larve să fie unde trebuie, da? În cuib. Vom umbla mai ușor cu ele. Nu prea am avea de ce să le tot deranjăm, dar iată ce frumos e și aici. Puiet, miere. Iată ce coroniță frumoasă avem aici. Iată, avem mâncare. Aici, foarte frumos căpăcit, partea de jos avem puie. O ramă foarte, foarte frumoasă. Aceasta deja are hrana pentru iernată, dar cum am spus, aceste rame se vor restrânge. Umblăm cu grijă la astfel de colonie. Acum, dacă e să cumpărați albine, cam așa ceva e frumos să deții o astfel de colonie, dar o astfel de colonie are și un preț. Nu 300 de lei, cum am văzut acolo pe mass media că se vinde. Iată această ramă. De aceea trebuie să vă uitați la colonii. Iată aici avem doar nectar. Uite cum strălucește el. Și aici nu mai are puiet. Da? Deci acum trebuie această ramă cu mâncare. O vom da în partea din spate. N-are rost să o ținem să secționeze cuibul. Cum am spus și ieri, în film, nu prea ce să le faci la regine în momentul în care ele depun ouă, e cam gata, nu mai ce să le faci. O să-și depună ouăle acolo unde consideră ele. Și știind acest lucru, lucrările pentru eliberarea cuiburilor le-am făcut acum o lună de zile. Nu acum, acum eu zic că e târziu acum, fiindcă ea va sări acele rame, indiferent ce fel de rame puneți. Dar în același timp avem astfel de rame cu puiet. Aceste rame cu puieți sunt foarte, foarte valoroase acum. Iată ce frumusețe de ramă cu puiet. Acestea sunt foarte, foarte valoroase la momentul respectiv. Am văzut că strângeți cuiburile. Acum, sincer să fiu, vor fi 37 de grade, 40. Eu nu m-aș grăbi așa tare. Acu depinde și momentul în care vă apucați de așa ceva. Aici avem o altă ramă frumoasă, plină cu larvar. Plină cu puiet larvar și ouat acum proaspăt. Acestea sunt foarte, foarte valoroase.
Dacă într-o lună de zile reușim să menținem cât de cât ponta măcii de suntem la sfârșitul lui iulie, începutul lui august, acest lucru va determina pe câte rame va ierna și ce fel de albină vom avea pentru iernat. Dar trebuie să menționez, această colonie este de două luni sub tratamentul cu uleiuri esențiale, care deja pentru mine este bine așa, dată la 4 zile, le-am pus și gata. Astfel mențin sănătatea coloniei. Țin nivelul foarte ridicat de pontă a măcii și aici e plin cu larve. Și albină tânără, care acum a eclozat. Avem și polen. Și asta este un aspect foarte important. Mătcuța e aici, pe rama aceasta. Încerc să o protejez. E aici, în partea de jos a ramei. Când ridicăm o ramă, de obicei o observ destul de repede, însă protejarea înseamnă să ai grijă cum întorci rama, să nu cadă. Deja e aici, în partea de jos, se mișcă foarte repede. Bun. E o matcă care a stat la izolare 40 de zile. O lună și ceva. Deci această colonie, teoretic, nu trebuie să mai aibă varoa, fiindcă în data de 15 iunie, când am făcut tratament chimic, am făcut la ea, au căzut vreo 20 de păduchi. Și după aceea am continuat cu uleiurile esențiale. Deci, eu consider că aceasta, la momentul respectiv, nu are varoa. Dar se și vede din acest aspect, se vede precum albina e sănătoasă, vedeți o cantitate foarte bună de albină și puiet foarte consistent. Foarte consistent, dar aici avem și păstură. Ceea ce o să dispară treptat, iată aici avem și mai bine puiet. În această perioadă, dacă vă concentrați pe creșterea puietului, o să fie totul bine. Dar trebuie și cine să o îngrijească acest puiet, adică degeaba avem 10 rame cu puiet dacă albine nu aveți pe ele. V-am spus că am stup cu 10 rame de puiet, dar nu-i numai acesta. Mai am, este acum care am vrut eu să-l deschid de curiozitate, să văd ce face la ora actuală. Ca să vi-l prezint dumneavoastră cam cum se prezintă el. Iată, o altă ramă cu puiet deja. Acum și mai frumos, adică cu cât înaintezi spre marginea cuibului, începi să întâlnești ori blocaj cu polen, ori blocaj cu nectar. El deja își pregătește cuibul astfel. Mulți zic că nu cam place patul rece la albine, ceea ce înseamnă că ramele sunt puse invers față de cum stai. La patul cald, iată, până aici avem puietul, da? Pe partea aceasta. Aici, așa. Deci până aici avem puiet. Dacă întorc rama, tot așa. Dar aici începe deja să depună nectar și avem și păstură. Această colonie
această ramă nu ar fi bine să-i schimb în poziția, fiindcă ea așa a fost gândită de mătcuță. Trebuie mereu să eu cel puțin așa fac, trebuie mereu să încerc să țin puietul în forma care a făcut matca, eclipsa aceea. Cum am băgat eu rama aceasta, care e cu nectar pe ea, n-a fost chiar o idee bună să sparg cuibul. Încercați și dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă cu ramele care spargeți cuibul. Dacă ați spart cuibul, ori pune nectar pe ea, ori o sare pur simplu. Rar sunt măci care chiar pontează în acele rame. Bine, am ajuns și la marginea cuibului. Aici avem o ramă cu nectar și polen. E păstură. Arată, ce să zic, arată super. Această dată să ai nectar în rame. Mă întreba cineva dacă am câtă miere am scos. Am scos. E pentru staționar aici în zona mea. A fost foarte bine. Să nu investești în transport nimic și să mănânci miere fără să le dai cine știe ce, zahăr, siropuri. Uite, au venit albinuțile cu polen. Avem aici o albinuță cu polen pe piciorușă. Iată aici. Fiecare gram de polen contează de acum încolo. Dar cum vedeți, la mine încă iarba e destul de verde. Așa că stăm bine. Acum să văd dacă această ramă nu cumva e sărită cu puiet ca să-i aduc puietul înapoi. Și dacă o să-i mut cuibul un pic în față, dar per total, nu modificat. Ia să vedem ce avem în această ramă. Cum am zis, eu am izolat măcile și iată, avem puiet aici, de ce sărită rama respectivă. Nu-și mai are rostul să ținem acele rame în secționarea cuibului. Iată cum arată o ramă în care am izolat mătcuța. Aici a fost ea izolată, asta 40 de zile. Foarte, foarte frumos. Aici mai vedem câte o celulă de trântoră. Apropo de trântori, când aveți trântori la ora asta și puteți să susțineți prezența lor în stup, încă colonia funcționează foarte bine. Dacă deja trântorii sunt aruncați afară, înseamnă că iarna se apropie mult mai repede decât se gândea, adică e secetă, e sărăcie în acea colonie. Și atunci elimină trântori. Fiindcă n-ajunge să fie doar, cum să zic eu așa, n-ajunge să fie doar siropul acela pe care îl dăm. Iată cum țin eu colonia, câtă miere țin eu în colonie. Și vedeți că el se întinde chiar pe 11 rame de puiet se întinde această colonie. Și trântorii n-au nicio treabă deocamdată. Ia. Uitați aici, avem aici trântorii, mănâncă miere, liniștiți, albina nu-i stresată că rămâne fără mâncare dacă trântorile mănâncă miere. Și acei trântori mai țin și echilibru coloniile albine. Foarte, foarte fain. Așa. La această colonie nu am ce să-i mai fac
practic nu am ce să-i mai fac. Adică, vedeți, ăstea sunt ramele, ați văzut foarte multe rame cu puiet. Prezența hrănii în stup este foarte bună. Ia să ne uităm și la prima ramă de lângă perete. În mod normal, partea de către perete, da, așa arată. Aceste rame de obicei trebuie înlocuite, dar mai încolo, sau întoarse, depinde cum credeți dumneavoastră. Dacă pe această parte, iată ce frumos stau trântori. Deci odată cu prezența trântorilor, v-am spus, este foarte bine. Deci colonia are tot ce-i trebuie ca să nu fie stresată. Așa. Am întors rama, fiindcă partea de către perete mereu este mai goală. Această ramă de aici, pe care am văzut că a evitat matca să mai depună ouă, a sărit-o, aceasta n-are puiet pe ea, are nectar. O scoatem afară și o dăm în spate. Bun, normal nu fac acest lucru, adică să rezem rama pe jos, nu se face acest lucru, se pierde mătcuțe, dar acum am văzut cam pe unde se află matca și împingem toate ramele la loc. Adică tot cuibul, așa cum este el, îl împingem spre față. Știți când ne mai uităm la această colonie? În septembrie. La începutul septembrie, până atunci nu mai facem nimic. Stați că am uitat ce-i cu rama asta, ce-i pe ea. Da, e puiet, e bine. Deci așa se prezintă o colonie în stare perfectă. Culada igienizată. Și culada este igienizată, e curată tot. Nu mai aibă nicio bacterie, nimic. Totul este ca la carte. Acest lucru cu igienizarea mai am încă de făcut. Aici avem larve. Eu pun aici. Cea mai mare problemă a mea a fost după ce m-am apucat din nou de albinuțe să reușesc să întrețin coloniile puternice. Așa cum acum peste 70% din stupinou am. Fiindcă nu eram obișnuit să întrețin o colonie puternică. Eram tot așa, pe 2-3 rame. De fapt, dacă urmăriți filmele de acum 4 ani, o să vedeți că prea puțin avem colonii puternice. Și nu trebuie să spunem acum că eu sunt sigur că indiferent ce măci aveți acum în stupină, rar găsiți astfel de coloni. Sunt foarte rare. Chiar și în sud sunt foarte rare astfel de coloni. Cu nu știu ce măci cumpărate, cu super rasă, nu. Eu consider că colonia care e sănătoasă, aceea este puternică. Și mai e ceva. Cu izolarea asta completă a coloniei. Aici sunt aceste două rame și le-am auzit imediat că plâng. Aceste două
două rame care le-am pus aici în spate au început să plângă. Au stat un pic rupte de mătcuță, dar se rezolvă imediat. Bun, și această ramă cu mâncare o punem în spate. Mătcuța se află undeva pe aici. Ele au stat în partea din spate și acum plâng. Deci n-a durat nici, cât să zic eu, nici 10 minute n-a durat ca să descopere că se rupe de mătcuță. Bun. Acum ele se bucură, iară se împrietenesc. Unde ați fost până acum? Bine. Acum punem la loc. Partea din spate de obicei o pun în folie, fiindcă încet încet nopțile se răcoresc, chiar dacă ziua avem nu știu câte grade, căldură foarte mare. Punem la loc sita pe care nu o să-i mai deranjăm timp de o lună de zile. Deci în septembrie și după aia vine în octombrie împachetarea și am terminat cu ea. Acum înțelegeți, ceea ce mai fac eu cu aceste hrănitoare este că nu am probleme cu furtișagul și sunt hrănitoare pentru siropul cu miere cu uleiuri esențiale. Acestea o să stea aici până în octombrie. Le voi da, atâta le voi da acest sirop cu miere, până când îl acceptă el. Mâine vom vorbi un pic despre tratament, a? Fiind foarte eficient, vă dați seama că dacă aveți tupina și veniți așa, ați arunca sticla acolo și gata, ați terminat cu sirop. Nu mai deschideți nimic, nu mai umblați la albine, nimic. Dacă mergeți seara târziu, nici nu mai este nevoie să purtați mască. Deci ceva foarte bine. Bun, până data viitoare, numai bine. Sper că v-a plăcut acest film. Dacă v-a plăcut, urmăriți-ne în continuare. Numai bine.